Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă din Mehedinți pune la dispoziția persoanelor interesate noi locuri de muncă. Vorbim despre posturi vacante atât pentru șomerii indemnizați cât și pentru cei neindemnizați. Persoanele interesate au la dispoziție 110 locuri de muncă vacante care pot fi consultate la sediile Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă din Mehedinți. Agent de vânzări 1 loc, agent de securitate 5, ajutor de ospătar 1, ajutor bucătar 1, ambalator manual 1, bucătar 1 loc, bucătar șef 1, barman 2, consilier 2 locuri, dispatcher 3 locuri, dulgher 6, electrician 1 loc, finisor interioare 5, ferar betonist 3, frezor universal 1, ifronist 2 locuri, lucrător autocompactor 8 locuri, lucrător sortator deșeuri 10, lăcătuș construcții metalice 1, lăcătuș mecanic 2, lucrător comercial 2, laborant chimist 1, mecanic utilaje 1 loc, macaragiu 1 loc, muncitor necalificat în construcții 5 locuri, necalificat în alte domenii de activitate 7, operator fabricare hârtie 6, operator calculator 4, referent 1 loc, săpător manual 3, șofer 10 locuri, sudor 1 loc, șef mecanic fluvial 1 loc, stivuitorist 1 loc, strungar universal 1 loc, timonier fluvial 1 loc, tăietor silvic 3 locuri, vânzător 2 locuri și 7 locuri pentru persoanele care au calificarea de zidar. Cei interesați pot consulta ofertele de muncă la sediul AJFM din municipiul Drobeta-Turnu Severin, dar și din Orșova, Strehaia, Baia de Aramă, Vâlcea Mare și Comuna Cujmir.